Ați fost realesă de curând în fruntea PNL București și ați declarat în același timp că PNL va avea candidat propriu la primărie. Întrebarea este foarte simplă și pe buzele tuturor celor care au votat și PNL și USR. Dacă rămân alegeri din primul tur, nu-i garantează asta Gabrielei Vrânceanu Firea practic o realegere aproape fără emoții? Cred că trebuie să avem un candidat comun. Dar nu văd de ce nu luăm în calcul că acel candidat comun să fie al PNL cu susținerea celorlalți parteneri. Nu văd de ce acest scenariu nu este luat în discuție. Sunt pentru un candidat comun și cred că o variantă care trebuie să stea pe masă este aceasta, și anume a unei propuneri PNL privind o persoană capabilă, integră, demn sau demnă după caz să gestioneze o instituție și un oraș atât de important, propunere care poate satisface standardele rigorile celorlalți parteneri, după cum e de datoria noastră, ca stând la masă, să luăm în calcul și alte variante și nu excludem această discuție. Dar a cere PNL să nu aibă candidat în această masă a discuțiilor înseamnă să nu vezi schimbările care au loc și în societate, și în partid, și în organizația de București. Și îmi place să cred că cei care văd niște schimbări la PNL București înțeleg importanța ca în interiorul organizației să existe această discuție și să se identifice această persoană, mai ales în condițiile în care analizele, nu acesta sondaj care e pe cale se termină, dar anterioarele, pentru că facem periodic, ne indică o nevoie a unui electorat de dreapta de a se regăsi într-o voce politică, cum ar fi Partidul Național Liberal, care să le verbalizeze nevoile și să lupte pentru ele. Cred că nu există niciun dubiu, chiar dacă eu n-am o problemă să comentez și sau să discutăm din trecutul Partidului Național Liberal, din care n-am făcut parte fiind înscrisă de 2 ani, anumite decizii care te duceau cu gândul că nu sunt chiar la dreapta și că sunt și cu influențe de stânga. Sunt absolut de acord că nu o fi farmacie, dar în esență, în acest moment, București și țară, Partidul Național Liberal ține să reprezinte dreapta și să le vorbească oamenilor care gândesc liberal și care vor tot ce aduce liberalismul mai bun, și anume respect pentru individ, pentru libera inițiativă. Există o nevoie și ne poziționăm acolo pentru acești oameni care au nevoie de o voce în spațiu politic. Le-a Și spus cred că asta și nu. direct și celor de la USR și Plus? Da, Ați am avut avut discuții, dialoguri cu ei? avem constant. Eu nici nu cred că vă surprinde. Suntem Sigur niște că ați oameni fost, din aceeași generație. Am fost da. Vlad Voiculescu, am și lucrat. Nu cred că vă surprinde să vă spun că suntem într-un Sigur. constant dialog. Da, avem Și până acum există discuție. vreo concluzie sau Nu, nu? n-am tras o concluzie Crezi că pentru va că exista una după ce se va finaliza sondajul PNL asupra candidatului? da. Trebuie să existe o asemenea discuție și am și lansat invitația către parteneri să ne auzim în câteva zile în funcție de rezultatul. Găsesc necesar un asemenea dialog din respect, eu așa fac politică, din respect pentru parteneri, găsesc necesar și repet, suntem în contact. Se așteaptă rezultatele acestui sondaj. Ca demers, ca decizie a PNL, va fi decisă exclusiv de către acel sondaj? Adică dacă acea persoană pe care sondajul o indică ca având cea mai mare cotă de popularitate, discuția se cam închide sau este doar un element în Este procesul doar un element, decizional? dar un element important. Este doar un element. Celelalte elemente țin de discuțiile care au loc în biroul executiv al partidului și acolo se aduc toate argumentele pertinente. Sunt oameni care au făcut campanii electorale și au experiență de campanie. Sunt politicieni care cunosc Bucureștiul și sunt aproape de problemele Bucureștiului și cu sondajul pe masă vor conta părerile lor foarte mult, desigur. V-ați dori să candidați pentru primăria capitalei? Cred că e mai puțin relevant ce-mi doresc. Ce știu sigur că îmi doresc este ca acest oraș să iasă din mizeria, literalmente din mizeria în care se află și din starea de faliment. Se poate face treabă în București. E grav că în condițiile în care are resurse a ajuns în faliment, a ajuns în situația în care se risipească banii pe orice altceva, mai puțin pe creșterea calității vieții oamenilor.
sunt născută în București, sunt crescută, copilul meu, familia mea este aici, toată viața mea este legată de capital, a fost legată de când m-am născut. Este păcat de acest oraș și de potențialul pe care îl are să nu încapă pe mâinile unei echipe care să știe să facă treabă. E mai puțin relevant ce-mi doresc. Îmi doresc să se ajungă la o soluție care să îndepărteze PSD de la conducerea primăriei, pentru că ne face doar rău. Deci dacă PNL vă va propune, în urma sondajului și a celorlalte discuții din birou executiv, să candidați, veți accepta? E prematur să vă dau un asemenea răspuns. Am încredere că se va lua cea mai bună decizie pe criterii obiective și mai puțin pe ce impresie fac eu sau ce opinii publice sunt în acest moment în favoarea sau în defavoarea mea. Suntem conștienți că într-un singur tur, dacă se va ajunge, este dificil. Nu ne jucăm. Bucureștiul, în condițiile schimbării din la vârful organizației, reprezintă cea mai importantă organizație din PNL. Cea mai importantă organizație ca număr de membri și ca impact. Există responsabilitate cu privire la aceste aspecte și va fi desemnat acel candidat cu cele mai bune șanse. În modul în care, sociologic vorbind, arată în acest moment lista de așteptări și, mă rog, nevoile bucureștenilor. Da. Și ultima întrebare, care este pronosticul asupra alegerilor anticipate? Se vor organiza sau nu? Va reuși PNL să găsească noi soluții pentru a sparge acest blocaj pe care îl anunță? Noi suntem încrezători că da, dar mai multe informații le aveți de la cei care sunt implicați în negociere și în toate aceste etape ale activității noastre politice la nivelul Parlamentului. Noi suntem încrezători că da.